Și la Giurgiu, ca peste tot, asistații sociali provin din rândul bătrânilor, bolnavilor și al persoanelor sărace. Acestea bat cel mai des drumurile către Direcția de Asistență Socială spre a-și rezolva problemele. La Giurgiu s-a decis să se vină în sprijinul persoanelor defavorizate prin amplasarea în holul cantinei de ajutor social a 3 ghișee în care să lucreze angajații DAS. Astfel, cei care beneficiază de servicii publice în domeniul social nu vor mai fi obligați să bată drumul până la sediul direcției aflate la Giurgiu Nord. 6 angajați vor prelua documentele, cererile, formularele. Cu alte cuvinte, vor sta la dispoziția acestor persoane în funcție de problemele cu care acestea se confruntă. Beneficiarii de sprijin financiar, de indemnizații, ca în cadrul persoanelor cu handicap, beneficiază și de o altă facilitate. O altă facilitate pentru beneficiarii de sprijine financiare și de indemnizații ale persoanelor cu handicap este înființarea unei caserii la Agenția Direcției de Impozite și Taxe Locale din cartierul Tineretului. În maximum 2 luni, inițiativa va fi pusă în practică, astfel că giurgiuvenii aflați în legătură directă cu DAS Giurgiu nu vor mai fi obligați să meargă până la Giurgiu Nord pentru a-și încasa sumele cuvenite prin lege sau a-și depune la direcție diferite dosare.